În viața noastră umană este extrem de importantă perspectiva. Putem privi lucrurile dintr-o perspectivă pur umană sau putem face apel la perspectiva divină. Și nu pot să nu mă gândesc la exemplul fericitului episcop martir Iuliu Hosu, care atunci când era la Căldărușani, primește vizita unui fost secretar, unui preot care defecționase, ieșise din biserica greco-catolică, și pe care securitatea îl trimite la fericitul episcop pentru a-l convinge să renunțe la lupta sa. Și acest fost preot îi spune că nu există nicio perspectivă pentru biserica noastră. Și Iuliu Hosu îi spune, perspectiva o dă întotdeauna Dumnezeu. Și femeile, atunci când merg la mormânt, în dimineața învierii, se gândesc că vor găsi mormântul acoperit de o piatră mare. Însă pe când ajung, Dumnezeu dăduse piatra la o parte și Iisus înviase. Și continuă cardinalul Iuliu Hosu, sunt convins că Dumnezeu va da libertate bisericii noastre. Nu știu însă dacă eu voi mai fi în viață în acel moment. V-aș invita în acest timp de pregătire pentru sărbătoarea Învierii Domnului, în aceste timpuri dificile din cauza pandemiei sau în orice altă suferință și încercare, să încercăm să facem spațiul lui Dumnezeu și perspectivei divine în viața noastră. Fiindcă atunci vom vedea lucrurile cu adevărat din perspectivă divină. Tuturor credincioșilor, Hristos a înviat! Hristos vincit, Hristos!